Uh, mulțumesc uh, de momentul acesta și de invitația făcută uh, pentru a sluji din nou biserica pe el uh, în forma aceasta uh, prin, prin cuvântul lui Dumnezeu de a deschide cuvântul și de a, a împărtăși ceea ce Dumnezeu uh, mi-a pus pe inimă pentru, pentru dumneavoastră ca și biserică uh, ca și biserica lui Hristos cei care aveți scriptura și cred că majoritatea dintre noi avem scriptura cu noi fie că o aveți în format tipărit fie că o aveți în format electronic vă, vă invit să deschideți scriptura la Efeseni capitolul 2 și astăzi o să ne uităm în textul acesta o să ne uităm în întreg capitolul sunt conștient în momentul în care am început să mă pregătesc pentru mesaj Uh, și când mi-a pus Domnul pe inimă uh, capitolul acesta uh, pentru, pentru Peniel, pentru Biserica Peniel uh, am devenit conștient și sunt conștient de faptul că este un capitol mare uh, nu neapărat ca număr de versete are 22 de versete citirea este ușoară uh, îl, îl termin hai să zic în 5 minute, maxim 5 minute dar nici măcar, nici măcar atâta dar profunzimea textului și lucrurile pe care Pavel le, le, le aduce înaintea Bisericii din Efes, și implicit nouă astăzi, cei care citim acest text și ne apropiem de, de pasajul acesta, realizăm că avem de-a face cu, cu un text, avem de-a face cu un mesaj bine conturat, profund un mesaj menit să vorbească unei comunități care îl cunoaște pe Hristos și care a avut o experiență mântuitoare și salvatoare cu, cu Hristos, uh, dar care are nevoie să audă anumite detalii importante pentru a realiza pe unde sunt și unde trebuie să meargă și ce trebuie să facă. Uh, mesajul pe care l-am astăzi și uh, pe care l-am intitulat Transformați prin lucrarea lui Hristos, vorbește despre lucrul acesta, inspirat din capitolul 2 și cam asta este tema, uh, tema acestui uh, mesaj de astăzi. Da? Uh, și încerc să o, 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 pun în câteva cuvinte, pentru că de aici aș dori să, să pornim și să intrăm împreună în în capitolul 2. Transformați prin lucrarea lui Hristos. Trebuie să înțelegem că cel care lucrează în noi mântuire și cel care lucrează în noi sfințire este Isus Hristos. Și când El face lucrarea aceasta, El vine și lucrează în noi și El este cel care transformă, El este cel care aduce ceea ce avem noi nevoie și ne transformă cu un scop, ne transformă pentru a umbla în puterea Lui, ne transformă pentru. A înțelege că noi suntem de, a, de, de la momentul respectiv altfel, numai, noi nu mai suntem cum am fost înainte. Și o să, și o să vedem lucrul acesta. Ci transform, și transformarea asta pe care Hristos o aduce în noi este importantă, este esențială și trebuie văzută. Pentru că dacă nu se vede, dacă nu este observabilă, să, să, să spunem așa, atunci ce vai bai? și trebuie să înțelegem unde e baiul ca să să reparăm baiul respectiv. Cam asta este ideea acestui mesaj. O să stăm puțin în prima parte a mesajului și o să ne uităm prin text și o să luăm textul la rând. Și o să, o să vedem ce, ce spune Pavel în el și apoi o să ne uităm în a doua parte a mesajului și o, o să avem câteva aplicații practice, câteva lucruri pe care le scoatem din text care să ne fie de folos în, în trăirea noastră. Așa că, din nou vă rog, deschideți la FSN capitolul 2, fie pe telefon, în momentul ăsta e ok să, să luați telefoanele dacă nu aveți uh, scriptura în formatul acesta, da? și să deschideți aplicația Biblia, dacă o aveți, nu Google sau Facebook sau Instagram, ci în capitolul 2 și vom citi între capitolul. Eu citesc și așa cum sunteți obișnuiți, cred că până acum, din noua traducere românească, puțin diferită față de traducerea Cornilescu, dar nu schimbată total, mesajul este același. Ideile sunt aceleași, doar unele cuvinte sunt folosite noi. Și începem. Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați o Urmând căile acestei lumi și pe Domnul puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, noi toți am trăit o dinoară între ei, împlinind poftele firii noastre urmând dorințele și gândurile firii și eram din fire copii ai mâiniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Isus, pentru ca în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea sa față de noi în Hristos Isus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos Isus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea amintiți-vă că erați neamuri prin naștere, numiți necircumciși de către cei numiți circumciși. Circumcizie făcută în carne de mâini omenești că în acel timp erați fără Hristos, separați de poporul Israel, străini de legămintele promisiunii, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Isus, voi care odată erați departe, ați fost aduși aproape prin sângele lui Hristos căci El este pacea noastră, Cel care din doi a făcut unul dărâmând prin trupul său zidul care îi despărțea, adică dușmânia. El a înlăturat legea cu poruncile și regulile ei pentru a crea din cei doi în el un om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit dușmânia. El a venit și v-a vestit pacea vouă celor care erați departe și a adus pace celor care erau aproape, pentru ca prin El amândoi să avem acces într-un singur Duh la Tatăl. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de al neam, ci sunteți cetățeni împreună cu Sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia pusă de apostoli și de profeți, Piatra din capul unghiului fiind Hristos Iisus, în el întreaga clădire bine închegată crește până devine un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni o locuință în care trăiește Dumnezeu prin Duhul Său. Amin. Doamne, mulțumim pentru... Um... Pentru momentele acestea pe care le, le trăim, uh, mulțumim pentru binecuvântarea pe care o avem de la tine, că suntem în viață, că putem să auzim cuvântul tău, uh, putem să-l citim. Mulțumim pentru că ne-ai dat Duhul Sfânt ca să ne învețe cuvântul, să ne aducă aminte cuvântul. Să-l deslușească și să-l deschidă. A, Doamne, mulțumim că noi trăim vremuri de har astăzi și ochii noștri nu sunt închiși, urechile noastre nu sunt închise, inima noastră nu este împietrită pentru a nu pricepe ceea ce ne spui tu, din potrivă. Prin Duhul Sfânt ai deschis toate lucrurile acestea ca noi să putem înțelege ceea ce ne vorbești tu. De aceea mă rog să ne vorbești, mă rog să ne atingi mă rog să um, ne spui cuvintele tale. Um, nu alte cuvinte, nu alte idei, nu, nu tot felul de alte lucruri, ci ceea ce tu ai să ne transmiți astăzi, Doamne, mă rog să ne transmiți prin cuvântul și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amen. Așa cum ați văzut, doar la o primă citire, FSN capitolul 2, este un text în care, sau atunci când, când îl citești, e important să stai și să nu te grăbești în el. Ca să fiu sincer, capitolul ăsta, cred că poate să-ți dea material de predicare pentru vreo șase luni de zile, minim. Un minim de șase luni de zile. Textul sau capitolul este împărțit în două părți majore, dar ambele vin cumva sau pornesc din aceeași situație, dar se uită la lucruri la diferite. Dar îl împărțim în două părți. Este împărțit care, la rândul lor, aceste două părți le mai împărțim încă o dată în alte două părți. Pentru că e foarte important să, să vedem lucrul acesta. Pe de o parte, și ne uităm la, la prima parte, uh, Pavel vorbește și începe aducându-le aminte efesenilor de un adevăr important, esențial. E, e important și pentru noi astăzi să ne aducem aminte de lucrul acesta. E important și pentru noi astăzi să nu uităm câteodată de unde am pornit și de unde am plecat. Se întâmplă în viață câteodată că uităm de unde am plecat, de unde am pornit, cine am fost. Asta dacă nu cumva avem un nivel înalt de narcisism sau de mândrie. Dar dacă stăm și ne aducem aminte, ok, locul de unde am plecat, în viață ne ajută pentru că ne smerește, ne ajută pentru că ne dă direcție, ne ajută pentru că... Uh, ne ajută să realizăm, stai puțin, că nu sunt eu mai deosebit ca, ori, ca, ca ceilalți din jurul meu. Pavel, în textul acesta, începe în felul acesta și le spune: Uite, unde ați fost voi odinioară? Voi odinioară și termenul pe care îl folosește este acela de mort. Voi odinioară, nu le spune ați fost fără băgare de seamă sau ați fost neștiutori sau ați fost leșinați sau ați fost ce alt termen am mai putea pune acolo Pavel vine și le spune așa simplu, bisericii din Efes voi odinioară erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară urmând căile acestei lumi. Și pe Domnul puterii Văzduhului, a Duhului, care lucrează acum în fiine ascultării. Pavel, cumva, continuă, pentru că ce face El, dacă mai puțin ne uităm în capitolul 1 și iau așa de la versetul. Hai să iau puțin de la versetul 18, luminând. Puterea de înțelegere a minții voastre, ca să cunoașteți care este nădejdea la care v-a chemat, care se bogăția slăvită a moștenirii Lui în Sfinț și care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem după lucrarea puterii Lui pe care a desfășurat-o atunci când l-a înviat pe Hristos din morți și l-a așezat la dreapta Lui în locurile cerești, deasupra tuturor conducătorilor, autorităților, puterilor, domnilor și a oricărui nume, nu doar în acest viac, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserică, care este trupul lui, plinătatea celui care umple totul în tot. Am citit lucrul acesta pentru că vreau să fac legătura în mintea dumneavoastră. Să vedeți că acest pasaj într-o oarecare măsură, de fapt, el continuă nu doar într-o oarecare măsură, el continuă apoi. Și apoi Pavel le spune, uite, asta este lucrarea lui Hristos în voi, asta ce ce face Hristos, asta sunt lucrurile care se întâmplă, dar voi odinioară în trecut, voi ați fost morți în greșelile și în păcatele voastre. Când vorbim de trecutul vostru, da? nu vorbim de altceva decât de o situație de genul acesta. Și când stăm să ne uităm la viața unei persoane nemântuite, nu putem vedea altceva decât păcat și moarte, da? Întreaga viață a unei persoane care nu îl cunoaște pe Hristos, care nu a avut momentul nașterii din nou, care nu a avut momentul acela al întâlnirii cu Hristos sau a lucrării lui Hristos în viața acelei persoane, nu putem vorbi altceva decât în. De cât de moarte, de cât de păcat, de cât de neascultare, de cât de mânie, doar lucrul acestea caracterizează o astfel de viață. Și așa am fost fiecare dintre noi până la momentul în care l-am cunoscut pe Hristos. Ascultăm câteodată mărturii... Um, și dar asta pentru că suntem oameni și înțeleg aspectul acesta nu știu câți dintre dumneavoastră aici ați crescut în biserică ați fost crescut în biserică a venit momentul botezului și ați continuat în biserică știți experiența asta nu? eu, eu am fost așa gluma mea este baptist din tată în fiu, da, străbunicul a fost bunicul a fost tata a fost, eu sunt Uh, și așa mai departe. Dar am crescut în biserică, am fost dus la biserică de mic copil, am fost în tot ceea ce înseamnă partea aceasta religioasă a bisericii, uh, am făcut parte dintr-o biserică în care de la o, erau etape de vârstă, de la o anumită vârstă da, era la corul de copii, de la o anumită vârstă Cântai în orchestră, la o anumită vârstă, cântai la fanfară, la corul de tineret, la corul mare, acolo era apogeul. Uh, trebuia să zici poezii, trebuia să zici cântări și așa mai departe. Și am crescut în mediul acesta în care cred că mulți dintre noi am crescut. Când ascultăm mărturii despre întoarcerea oamenilor la Dumnezeu, în mintea noastră câteodată neglijăm întunericul și păcatul și moartea spirituală din viața celor care cresc în biserică, în forma asta, în detrimentul a faptului că unii vin și au o mărturie care, pentru că ei vin din lume total și spun, băi, am trăit în relații nepotrivite, relații sexuale, am trăit în dependență de alcool, dependență de fum, în tot felul de alte lucruri și am făcut asta și, asta și asta și asta și asta și asta la altă. Și atunci avem cumva o, o dublă măsură când vine vorba despre oamenii care au trăit în lume, fără să ne dăm seama că noi, poate cei care am crescut în biserică, întunericul și moartea era la fel de reală și este la fel de reală. Doar că nu o percepem la fel. De ce? Pentru că avem o, cum să zic eu? Avem așa o percepție bună pentru că facem anumite lucruri bune fiind morți în păcat, fiind departe de Dumnezeu. Dar nu știu câți ați fost bătuți. Eu <gântu -i> știu că la un moment dat o să fie pus asta, dar eu mi-am luat-o serios de tot când am zis poezii în biserică. Nu le-am cu poeziile. Deci nu, dar trebuia să spui poezie în biserică. Și, și știți, cei mai în vârstă, care sunteți de uh, ani mei, ați crescut în România sau mai în vârstă, uh, dacă profesorul, învățătorul uh, și învățătorul de școală dominicală venea la părinți, părinții ziceau, frate, dai, dacă, dacă nu-i cu minte, dă -i peste cap. Nu. Nu era problemă să nu, să nu se tragă înapoi de la așa ceva. Și, și mi-a luat-o, recunosc. Și atunci trebuia să performez în biserică fără ca noi să realizăm că, de fapt, noi punem parfum peste gunoi. Da? Parfumăm un om mort. În ideea în care îl vom face bine, în ideea în care, cumva, la exterior, lucrurile vor arăta bine, fără să ne dăm seama că de fapt în spate îi, îi mort. Pavel când scrie prin Duhul Sfânt și explică situația aceasta și o explică bisericii din Efes, asta le spune, dragilor, voi odinioară, până să-L cunoașteți pe Hristos, erați morți. Și uitați, e foarte fain, sunt câțiva termeni și a, cum, cum nu zic că aș vrea să zic cum se joacă Pavel, dar nu se joacă, ci cum pune în antiteză termeni de aparten, apartenență, termen de locație. Spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre și le spune cu alte cuvinte, unde locuiați voi, asta era, acolo era. Era în păcat, era în greșeală, era în, în tot ce înseamnă răutate. La un moment dat le spune, da, și am citit lucrul acesta, și voi erați ca toți ceilalți copii ai mâniei, ca și ceilalți. Noi toți am trăit o dinioară între ei. Și îi, îi, așează în felul acesta, le spune, voi erați, și din nou repet cuvântul acesta, pentru că uh, aceasta este realitatea și vreau să, să intre în bine în mintea noastră lucrul acesta, da? Voi erați morți. Ce se schimbă însă în versetul 4 e că Pavel folosește acolo un cuvânt care schimbă întreaga imagine apoi. Și începe versetul 4 cu dar Dumnezeu. Și din nou îi aduce pe, pe Efeseni. Cei care citesc epistola către Efeseni, într-un moment, într-o situație în care le arată stați puțin, nu o luați înainte, nu vă grăbiți cu lucrul acesta, pentru că ce trebuie să se întâmple, ca schimbarea să aibă loc, este dar Dumnezeu. Înțelegeți? E nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața unei persoane, ca lucrurile să se schimbe cu adevărat, ca schimbarea să aibă loc la nivelul cel mai profund. Pentru că dacă nu, schimbăm noi și nu Dumnezeu. Înțelegeți? Dacă nu, oamenii care se schimbă sunt schimbați de oameni, nu de Dumnezeu. Și avem multe situații în biserică și avem multe stări în biserică pentru că nu sunt cuvintele dar Dumnezeu, ci sunt dar oamenii. Dar comitetul bisericii, dar părinții. Au lucrat ei acolo că trebuie să lucri. Din nou, revin la, la, la experiența asta pe care cred că am trăit-o mulți în. în și nu zic neapărat că pe anumite locuri bătaia care am primit-o să stau în biserică în cele din urmă m-a ajutat în unele situații. N-a fost cea mai bună metodă, dar slăviți vie Dumnezeu că știe să lucreze. Însă câți dintre noi n-am fost um, cicăliți dar tu când te botezi? Dar da, tu când te botezi? A când faci botezul? Ai ajuns la 18 ani. Nu-i nu nu momentul acum. Și sunt destui care-s trecuți printr-o baie sau sunt trecuți printr-o baie emoțională și apoi una fizică în apă având tot felul de situații de genul ăsta pentru că nu pot să spun acolo, dar Dumnezeu și din nou eu am fost unul din, dintre aceștia. Slavă lui Dumnezeu că a venit și momentul nașterii din nou mult mai târziu decât l-am decât Inițial am crezut că l-am. Eu m-am botezat la 14 ani. Uh, în spiritul acela de turmă, într-o chestie emoțională, toată lumea, toată generația mea la momentul respectiv s-a botezat. Eu am fost cel mai mic în generația respectivă din toate punctele de vedere și cumva stai, nu, put, nu pot să rămân în urmă. Și atunci am, am, am mers pe chestia asta. Dar întunericul care era în viața mea era, era adânc și era profund. Și poezia, nu știu, știu doar titlul, Vopsit peste rugină. Este o poezie, aici avem persoane care, care și aduc aminte, vopsești peste rugină, da? La un moment dat rugina iese, cu, cum împodobești, cum vrei să pui tu, iese la suprafață. Dacă nu există dar Dumnezeu, pentru că în momentul respectiv ce se întâmplă în viața credinciosului prin lucrarea pe care o face Dumnezeu, foarte important, da? prin lucrarea pe care o face Dumnezeu, Pavel continuă și spune, El, da, Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită din cauza, pentru că El are o dragoste mare, datorită dragostei lui cu care ne-a iubit, Vedeți din nou, și asta, asta, asta am spus, să fiți atenți la termenii pe care îi folosește, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Deci, pe de-o parte, Pavel folosește, când descrie trecutul nostru fără Dumnezeu în lume, în orice context să am fi moarte, și ca lucrurile se schimbe, el trebuie să ne aducă la viață, adică trebuie să ne învie. Și trebuie să existe momentul învierii la nivel spiritual, ca noi să avem o viață transformată, ca noi să avem o viață schimbată. Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Zice, cu toate că era morți în păcatele noastre. Așa de frumos le, le readuce Pavel împreună și spune, cu toate că era morți, și nimic altceva nu ne-ar fi putut schimba, nimic altceva nu ne-ar fi putut aduce la viață, nimic altceva nu ne-ar ne, -ar putut, nu ne -ar fi putut transforma, adică nimic n-ar fi adus viață în noi. Cu toate astea, El este cel care transformă și pune el acolo două puncte și spune clar, trage o concluzie și așa, simplu, prin har ați fost mântuiți. Ca să aducă aminte oamenilor să aducă aminte bisericii ca să, să spună din nou bisericii, fiți atenți, prin har sunteți mântuiți, nu uitați lucrul acesta. Nu, să, să nu uitați vreodată în viața voastră, pentru că există posibilitatea ca noi în anumite situații să zicem dar totuși eu sunt mai bun decât cu tare persoană. Dar uite, totuși eu am făcut multe lucruri. Adică Dumnezeu chiar trebuia să mă salveze pe mine. Există posibilitatea asta. Există situația asta în care ne regăsim, în care uităm că mântuirea noastră și Pavel nu rămâne doar aici, din nou accentuează, din nou reia același mesaj și repetă și spune, dragilor, prin har ați fost mântuiți și adaugă da, în sensul de, de a împuternici, de a întări ideea aceasta prin credință și ca să, să, fie și mai clar și, și mai sigur și aceasta nu vine de la voi ce este darul lui Dumnezeu pentru că avea nevoie Pavel să le arate efesenilor și nouă astăzi cum Dumnezeu lucrează mântuirea în noi și ce face Dumnezeu ca noi să fim mântuiți? Ca Dumnezeu să ne aducă în cele din urmă, prin transformarea aceasta, prin învierea aceasta pe care El o face în noi, da? pentru că Dumnezeu lucrează mântuirea în noi și El se cupă de toate detaliile mântuirii noastre, să ne ajute să înțelegem cum trebuie să trăim apoi. Pentru că asta e, asta e ideea. Pentru că Pavel le spune și continuă, și așa și și reușim să, să terminăm puțin prima parte. Pavel, Pavel le spune așa frumos și le spune, ok, deci el v-a mântuit, a făcut asta prin har, prin credință, el v-a adus la viață, el v-a înviat ca voi să trăiți apoi în faptele pe care el le-a pregătit mai dinainte pentru voi. Distrugând Alf astfel și dărâmând în. în, în Sensul acesta, da, orice idee că faptele noastre ajung să ne mântuiască. Faptele noastre nu ajung să ne mântuiască. Faptele noastre, de fapt, trebuie să fie un rod al vieții noastre, schimbate de Dumnezeu. Orice sistem religios din lumea aceasta și, și luați-le pe toate, când vorbim despre. Islamism, că vorbim despre ortodoxie, că vorbim despre catolicism, că vorbim despre pentecostalism sau baptism. Credeți-mă că și aici este, deci nu, nu, nu ne disocem. Din punctul acesta de vedere, din păcate, orice sistem religios construit de oameni va fi bazat pe fapte, pe ceea ce faci tu, pe ceea ce poți tu să faci pe ceea ce ai tu să dai. Și veți vedea oameni care vor da. Veți vedea oameni care se vor duce și vor face tot felul de lucruri, fie că vor în nu știu, vor înconjura întreg o, o mănăstire, că vor merge pe jos până la nu știu ce moaște în genunchi, că se bat, că, de exemplu, în, în, în sistemul catolic există penitența și sunt unii oameni care duc penitența la nivel de biciuire personală pentru că ei trebuie să se pocăiască și pocăința aceea constă în faptul că ei se biciuiesc, ei poartă o coroană de spini, își pun pe cor tot felul de lucruri ca să se lupte împotriva păcatului și așa mai departe. Ai, ai oameni cum sunt în, în, religia islamică, o să ajungă în rai omorându-se pe ei înșiși și omorând și alți grămadă cu ei. Trebuie să ajungă măcar o dată la Meca ca să poată să ajungă în, în rai și au tot felul de lucruri de genul acesta. Și și la noi sunt. Trebuie să cânți în biserică, trebuie să vii la biserică. Dacă nu vii la biserică, uh, n-ajungi în cer. Da, trebuie, să, trebuie să vii la biserică. Mă înțelegeți greșit. Odată ce ești născut din nou, venitul la biserică nu va mai fi o obligație. Venitul la părtășie nu va mai fi o obligație. Nu va mai fi trebuie să mă duc. Va fi o chestie de de apartenență. Va fi o chestie de relație. Dar atâta vreme când noi pune, trebuie să vii la biserică, trebuie să fii la biserică, și nu. Ești dus la biserică, mai ales ca și copii câteodată, de către părinți, ești dus cu forța și. Ex, din nou, există și o parte pozitivă acolo, dar există o chestie de genul ăsta, trebuie să cânți. Ce înseamnă să faci lucrare, dar trebuie să faci pentru Domnul, ce trebuie să faci pentru Domnul, da, hai să vedem, trebuie să cânți, trebuie să zici o poezie, trebuie să faci tot, hai mai dăm un ban. Luther, când a adus reforma, a adus-o într-un moment în care s-au întâmplat două lucruri în viața lui. Pe de o parte, studiul în scriptură, în cartea romani. Momentul în care vede ce scrie Pavel în Cartea Romanie, în 1, capitolul 16, cu versetul 17, și îți dă seama de ce înseamnă neprihănitul, care trăiește prin credința lui, și apoi capitolul 3, în care nimeni nu este mântuit, nimeni nu este nu mântuit bun, nimeni, toți sunt răi, nimeni nu este bun. Și a doua chestie pe care o, o vede Luther la Roma când merge și vede penitențele și vede banii care se dau și vede toată religiozitatea aceea care avea loc la Roma doar ca să se facă bani și doar ca să se um, cum să zic eu să, 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 aibă loc un, să se țină în viață un sistem religios își dă seama că ceva nu-i bine Hristos vine și Pavel în capitolul acesta vine și spune, dragilor, nu faptele vă mântuiesc. Isaia la un dat vine și spune, faptele voastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea Domnului. Imaginați-vă imaginea asta, da? lucrul acesta. Și în situația asta, Pavel și spune, dragilor, voi sunteți mântuiți prin har, prin credință, nu lucrați nimic pentru mântuirea voastră. Voi n-aveți ce să aduceți, un om mort n-are ce să aducă, n-are la cu ce să contribuie la mântuirea lui. Dar când sunteți născuți din nou, când sunteți în viață, El a pregătit fapte bune pentru voi, ca voi să mergeți în ele, ca voi să umblați în ele, ca voi să trăiți în ele, ca lucrurile să se vadă. Și dacă nu se vede ceva acolo, cu tot respectul, cu tot dragul, ceva e bai atunci. Și trebuie să spui întrebări. Dacă, dacă ceva nu e în regulă acolo, dacă ceva nu se întâmplă și putem sta să analizăm mai multe tipuri de situații, da? putem să, să, ne uităm la mai multe chestii, dar ideea că dacă este un bai, analizează baiul și vezi și acolo. Dacă e lipsa nașterii din nou, așa cum a fost la mine, am ajuns să merg la seminar, la colegiu biblic, după care la seminar, după care să intru în pastorală și să ajung pastor al unei biserici și eu să trăiesc în același întuneric. Pentru că o viață întreagă n-am știut dacă sunt născut din nou sau nu, dacă am nașterea din nou, dacă Dumnezeu m-a adus la viață. A, întunericul ăla era atât de profund în viața mea, până la momentul în care stând într-o simplă zi de miercuri și făceam curățenie în casă, să ascult un mesaj uh, de la Paul Washer pe care, pe care îl recomand. Uh, pe ideea asta, testează-te în credință, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, testați-vă în credință și vedeți unde sunteți. Să mă testez și să-mi dau seama că sunt falimentar. Să-mi dau seama că nu am nimic acolo. Și să mă proșter înaintea lui Dumnezeu și să mă pocăiesc și Dumnezeu să transforme și să schimbe viața. Dumnezeu aduce situațiile în viața noastră în care trebuie să înțelegem unde suntem, care e problema, ce se întâmplă ca să ne transforme, ca să aducă schimbare în viața noastră. Pentru că partea a doua, și dacă intrăm în partea a doua, dar în partea a doua intru puțin la, doar așa la, la suprafață, de data aceasta... Pavel, având în vedere situația bisericii din Efes și, și situația relațiilor din biserica din Efes, de data aceasta, uitați-vă cum vorbește. Și trage din nou un fel de concluzie sau schimbă, schimbă ideea textului. De aceea amintiți-vă. Și ce să-și aduc aminte ei? Că erați de data... Asta nu mai spune erați morți. De data asta spune erați dintre neamuri. Erați necircumciși. Făcuți necircumciși, da, sau numiți necircumciși, de către cei numiți circumciși. Și el adaugă aici o paranteză: Circumcizie care e făcută în carne de mâini omenești. Pentru că, la momentul respectiv, legământul acela pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram, și semnul legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram, era într-adevăr în carne, era circumcizia, nu mai avea valoarea pe care um, o a avut-o atunci. Um, Pavel vine și le spune Efesenilor, de data aceasta, ok, hai, nu mai pornim de la unde erați în moarte față de restul lumii, ci acum sunteți necircumciși, sunteți neamuri. Dar ce a făcut Dumnezeu prin același proces de înviere, de naștere din nou, de transformare, îi că v-a adus împreună și din străini sunteți moștenitori. Dintre, din ceea ce erați departe, sunteți aproape acum. Da? Din cei care erați ai mâniei, acum sunteți ai păcii. Și toate lucrurile acestea, Pavel de data să vorbește și celor dintre neamuri, și vorbește și evreilor și le spune așa simplu. Auziți, El este pacea noastră. Duce prima idee importantă. El este pacea noastră. A doua idee foarte importantă. Da? El ne-a făcut una. Și apoi uitați-vă din nou la ce termen folosește. Și folosește termeni din aceștia decisivi. Folosește termeni din aceștia determinanți, Adică, uh, gata, da? a dărâmat și a distrus. Dar dărâmând prin trupul său zidul care de despărțea, adică dușmânia. El a înlăturat, vedeți, din nou, în de a dat la o parte, lucrul acesta nu mai există. A înlăturat legea cu poruncile și regulile ei pentru a crea din doi, și aici vorbește despre, din nou, despre situația aceasta între evrei și neevrei, dintre neamuri și uh, evrei. El a venit, v-a vesit pacea vouă celor care ați departe și a dus pace celor care erau aproape. Pentru că prin El amândoi să avem acces într-un singur Duh la Tatăl. Așa că nu mai sunteți străini sau de al neam, ci sunteți cetățeni împreună cu Sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu fiind zidiți pe temelia pusă de apostoli piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și apoi folosește o imagine Um, folosită des în Sfânta Scriptură, imaginea clădirii pentru biserică. Voi sunteți zidiți, da? În, în el întreaga clădire, da? Sunteți puși acolo. Apostolul Petru folosește aceeași. Voi sunteți pietre, vii în templul lui Dumnezeu. Um, de ce Pavel vine și aduce în discuție uh, situația aceasta a bisericii. Ca și oameni, avem tendința de a ne, de a ne compara sau avem tendința de a crea uh, situații de dezbinare între noi. Nu știu dacă sunt evrei printre noi. Dar nu cred că biserica, în mare parte astăzi are aceeași problemă la nivelul acesta. Dar există situații în, în cadrul bisericii în care datorită anumitor idei, păreri, învățături, atitudini, apucări și altor lucruri de genul acesta care nu sunt de la Domnul. În, în, în mare parte încep să se creeze tot felul de, de situații în care biserica nu mai e una împreună uităm că de fapt nu noi creiem biserica uităm că nu noi ținem biserica uităm că nu noi suntem cei care au murit pentru biserică Uităm că nu noi suntem cei care aducem ceea ce viața în biserică. Toate lucrurile astea le face Isus Hristos. Toate lucrurile astea le face Duhul Sfânt pe care El a lăsat în Biserica lui Hristos. Și sunt situații în care, din anumite motive, că, nu știu, avem. O, o, cum să zic, o situație dificilă, că sunt, suntem cumva cu ochii în altă parte și așa mai departe. Pot fi tot felul de lucruri care pot fi schimbate. Uităm cine face lucrarea și că toți ar trebui să venim la Hristos. Pentru că închinarea noastră și părtășia noastră în cele din urmă este prin El. Pavel vine și le spune: "Dragilor, ascultați-mă voi, nu intrați pe rând la Tatăl. Voi nu intrați unul pe ușă și altul pe ușă. Știți gluma cu liniște în cer, dacă pe aici sunt baptiștii și cred că sunt singuri în cer. Deci nu nu există o situație de genul acesta. În biserica lui Hristos noi nu avem. Pavel spune: "Împreună avem intrare slobodă la Tatăl prin cine? Prin Hristos." Prin cruce, prin sângele lui, prin Duhul Sfânt. Noi suntem dependenți, ca și comunitate, ca și biserică, de lucrurile acestea, de lucrarea lui Hristos. Și atunci când vine din nou, vedeți, când vine Hristos și transformă, eu nu mai trag cu, pentru biserică, pentru că trebuie să trag, sau pentru că sunt obligat, sau pentru că ce să fac? Da, da, trebuie să fac și asta, că n-am ce face, sau asta este, și așa mai departe, sau pe partea cealaltă, mai gravă, stai că îmi place aici în față, stai că îmi place să fiu văzut, stai că îmi place să fiu acolo, că există și, și partea asta există și duhul acesta de mândrie, pe care, pe care, îl găsim în anumite, chestia aia de poziție, chestia aia de scaun, trebuie să o avem, Pavel vine și spune foarte simplu și foarte clar și elimină lucrul acestea, aducând și punând în mintea efesenilor și nouă astăzi o atitudine schimbată, gânduri noi. Dacă eu mă închin lui Hristos, atunci o fac cu Olimpiu, o fac cu fratele, îmi pare nu știu cum, cum, cum vă... Traian, așa o fac cu fratele Traian, o fac cu fratele Nichi și așa mai departe și o venim împreună pentru că noi împreună avem intrare la Tatăl. Pentru că ce se întâmplă după aceea și Pavel încheie textul aici în el întreaga clădire apoi crește până devine un templu sfânt. Un organism sănătos să vedeți asta și în natură, un organism sănătos va crește și se va reproduce. Sunt două situații simple. Un organism sănătos în natură, luați-l copac, luați-l animal, luați-l om, dacă e sănătos, va crește și se va reproduce. Și prin el voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni o locuință în care trăiește Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Astăzi ne apropiem de cină. Um, și vreau doar să aduc câteva aplicații. Prima dintre ele, fiind aceasta, Pavel în în 1 Corinteni, când vorbește despre cine vorbește în două texte acolo. Dar în primul, el spune și îmi place foarte mult textul acesta, îmi place pentru că trebuie să trezească biserica la o realitate, spune atunci când luăm din aceeași pâine înțelegem sau ar trebui să înțelegem să pun așa că toți suntem parte din același trup și asta e o realitate a cinei pe care Domnul o aduce în viața noastră și în viața bisericii Hristos ne-a mântuit nu să fim lupi singuratici și Hristos ne-a mântuit și al doilea, al doilea lucru pe care îl, îl pun aici. Și ne-a dus împreună de orice rasă, nație, statut social, uh, etnie și așa mai departe. În Hristos lucrul acestea nu mai există. Noi putem merge în China și să participăm la programul de închinare al bisericii din China. Poate că nu înțelegem limba dacă nu ne dă Domnul la momentul respectiv și darul înțelegerii, darul vorbirii în limba chineză, mandarină, să zicem așa. Exceptând partea asta cu limba, noi putem să ne închinăm împreună pentru că suntem frați și Hristos, nu pentru că suntem români sau chinezi ci Pentru că suntem frați în Hristos, Domnul nostru. Și în El lucrurile acestea dispar. Atitudinea de genul acesta, tu ai o culoare diferită, tu uh, ești mai sărac, tu nu te îmbraci bine, uh, tu te îmbraci prea bine tu ai mașină prea tare, tu nu ai mașină, și așa mai departe. În Hristos nu există. Realmente nu există. Dacă sunt, din nou spun, e un bai acolo, care trebuie reparat, schimbat, mergând la Hristos. Nu există scuză. Așa sunt eu. E o altă aplicație. Părerea mea, eu urăsc vorba asta, sau încep să, să urăsc, când vine vorba de cele biblice. În alte situații, ok, e nevoie de părerea mea. Dar când vine vorba de ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, părerea mea, sau așa sunt eu, sau eu văd așa, sau asta e temperamentul meu, ce să fac? Eu vorbesc prea mult. Biblia spune, tași din gură. Ce să fac? Așa sunt eu, eu vorbesc mai mult. Nu mă ții, cea cum e? Ce am în gușă și în căpușă sau cea mângâșă. Da. Nu, aia nu e vorbă din Biblie. Aia nu e scripturală. Ce am în gușă și în căpușă. Nu, nu. Hristos vine și spune, nu așa stau lucrurile. Chiar dacă tu ești mânios sau ești aprig, Biblia nu spune că asta e, dacă ești ok, dacă ești așa, păi stai liniștit, ești ok, nici ai scuză înaintea Domnului. Clar nu. Sau dacă tu ești molcom, știi, ești blânduț, de -aia mă bag. Că de ce să mă bag? Dar să fac alții. Nici asta nu e atitudine potrivită. E o falsă zmerenie. Și Pavel și Scriptura vorbește și împotriva acestor situații. Ambele extremele nu sunt. Dar, din nou, în Hristos, nu putem să aducem scuze de genul așa sunt eu sau părerea mea sau eu văd așa temperamentul meu și puteți să continuați dumneavoastră cu lucrul acestea. Atenție la ceea ce poate deveni o formă fără conținut pe care o folosim pentru a-i judeca pe cei din jurul nostru, pe care o folosim pentru a ne simți superior celorlalți. Să fim foarte atenți pentru că noi putem crea forme prin care judecăm pe cei din jurul nostru pentru că ei nu ajung să se mai identifice într-o formă sau alta cu forma noastră ei nu mai ajung să se identifice acolo și atunci îi dăm la o parte tacit sau voit tacit sau voit îi, îi respingem Hristos vine și spune nu dragilor Hristos a murit și pentru tine, și pentru tine, în același fel. Acela sânge care te iartă pe tine, îl iartă și pe El. Tatăl primește închinarea de la amândoi și la El împreună intrăm pentru a ne închina. Și o, o ultimă, ultimă idee. Biserica crește doar împreună, nu separat. Doar împreună, nu separat. Nu -o, o să crească la singular și doar la plural și toate astea se fac prin, prin Hristos de aceea acum când ne apropiem de cină da, și ne apropiem de masă Domnului și luăm din pâine și luăm din vin și luăm din elementele acestea care simbolizează trupul și sângele Domnului Iisus Hristos să ne aducem că le luăm împreună ca și comunitate, ca și biserică să ne aducem aminte de aceste două realități. Una, am fost morți, dar El ne-a înviat. Am fost străini, dar El ne-a făcut fi. Și suntem împreună, împreună, moștenitori ai cerului prea înalt. Amin.